Salut tuturor și bine v-am găsit la episodul din noastră de Scrap Mechanic, creațiile abonaților. Și asta dată, din nou, ca de fiecare dată, avem niște creații de la abonatul nostru Mihai, care a făcut în primul rând niște ouă. Nu uitați, ca de obicei, subscribe și de like și de clopoțel ca să mai primiți din notificările acum mai fac și un live, că bă, am făcut și niște live-uri zilele astea, mai nu prea ați venit, a? Ați avut treabă. Bine, veniți când vreți, nu glumesc aici. Da? Avem și noi așa ca idee niște ouă, tot așa că se închide asta, trebuie să fie puțin lag. Stați 2 secunde. Ia să vedem. Aha, eram sigur. Hai, gogule. Se revii? Gata, și-a revenit. Avem și noi aici niște ouă. Astea nu fac nimic, le-am lăsat și eu aici. Le-a făcut tot el și a zis, bă, hai să... Hai să, da. Așa de Paște. Frumos de Paște. Și avem aici o mașină care să vă prezint imediat, dar stați așa că mai avem o creație făcută de mine pe livestream. Mi-a dat eu mai zis, uite frate, fă și tu un ou sau niște ouă de Paște. Deci este mod missing, așa că stați 2 secunde să intru pe... Că asta e pe mapa abonaților și fără moduri. Tu și-o pe asta, pentru că aici am avut toate astea care le-am folosit așa 2 secunde. 2 secunde doar să se încarce. Așa, nu-i pe aici ou, nu. Hai să-l punem. Și noi aici un ou făcut de mine, care este și pe comunitate dacă vreți. Asta nu-l găsesc, uite. Build. Așa. Ce credeți că face asta? Este un nou surprise, ceva de genul. Da, așa să-l dau și un al doi. E un nou așa de Paște, frumos, uite, bam. Cu scheme, cu d-astea, hopa și... Poc, se deschide frumos așa ca o floare. Ce face? Avem aici un... Un d-asta, hai să vedem ce face. Și apăsăm 1, se închide la loc. Așa frumos, frumos, elegant. Ce crezi că se întâmplă dacă apăsăm pe 2? Ce credeți? Bam, îi dăm direct la atmosferă, ce să mai... Am nu mă mai lovesc de... Au, m-am lovit de capătul mapei, nu-i bai. Ne-am lovit de capătul mapei. Da, deci... Dar de tavan văd că nu ne lovim. Dar asta e creația mea, o găsiți și pe comunitate dacă vreți să vă jucați cu ea. E un ou de Paște. Frumos. Uitați așa să aterizăm, să aterizăm pe... Nu aterizăm, stai. Se mai strică el așa la aterizare, dar ce să-i faci? Ai, la ce putere vine, ai să-i faci și noi o poză, așa, să pun și eu pe thumbnail. Așa, două secunde mi-a să fac poză, să fac și eu așa, de fapt nu pot să fac așa. Ia să ne facem F12. Bun, mai să ne întoarcem pe mapa cu creațiile abonaților. Să vă prezentăm când ne-a făcut băiatul nostru Mihai aici o mașină. Și că mi-a zis el că e cu V8 și a încercat să facă motorul. Opa, stați că vrea cineva să intre la mine în cameră. Nu are voie. Cât filmez, nu are voie. Ce avem aici o mașină frumos. Deschidem aici, bam. Și frumos. Se deschide ușa. O se închide. Și la 2, iasă, sunt 2, ce se întâmplă? Se deschide cealaltă ușă. Bam, ce ați crezut că se întâmplă altceva? Nu mă, băieți. Păsăm 3. Opa. Am încercat să fac un V8 aici. Bă, arată mișto, ce pot să zic. Chiar arată mișto. Mișto, mișto rău de tot. Hai să intrăm la pe la volan. Deci pe 3 se închide asta. Că sunt 4. Se lasă mașina, pentru că știe el că am eu boala asta. Să-l fac să se lase mașina puțin. Și chiar se lasă, adică așa puțin se lasă. De pământ e pe perne de aer și astea. Pe 5 avem așa frumos un ăsta, se cheamă un portbagaj, unde să ne lăsăm lucruri și chestii. Bă, că acum merge, când am pornit prima dată și am încercat, pentru că vă dați seama că am încercat. Și pe 6, boala lui, în ghilimele boală, îi place lui să facă geamuri de-astea care se deschid așa puțin deasupra. Da, eu cred că e destul de faină, chiar e faină. Pe 5, pe 6, încă un clar. Are foarte multe butoane mașina asta. Așa. Mă cam aruncă.
Nu. Bă, nu știu, un episod scurt de scrap, chiar nu știu, am putea să alte culori la mașina asta, să vopsim puțin, să facem așa mai în stilul nostru. Nu știu ce culori, astea, bă, albastru ăsta nu-mi place, să facem așa un mai, un xenon. Facem un xenon. Facem bara asta e neagră? E neagră deja? Nu e neagră. Sau? Ba, e neagră, dar nu prea. Facem noi bara asta neagră. Și ce mai facem, ce mai facem, ce mai facem? Grila asta tot așa neagră o să o facem. Așa. Toată bara vă că e neagră, da? Făcută neagră, dar asta de ce n-ai făcut-o cu gulă neagră? Uite. Îi face și noi capetele astea, le facem albastre așa ca să pară că e cu dalea, cu... Știți ce zic? Deci, fraților, ce zic eu? Jantele le facem negre. Așa. Și hai să facem toate astea, le facem, uite, toate astea le facem cu roșu. Asta să-l las să fie alb. Țac-pac, țac-pac. Mamă, dar stați așa că vorbește maică mea. E cancer, cancer, vedeți că, na, nu trebuie să vorbim tare la telefon, bă, nu știu dacă și mamele voastre au boala asta mereu, că când vorbesc la telefon să vorbească foarte tare, parcă nu v-ați auzi, efectiv, nu știu, parcă n-ar sta cu gura în difuzorul ăla, să ce e lemn aici, nu trebuie lemn, asta și asta, așa. Da, se aude, bac, ce îmi pare rău, vezi, dacă se aude, am zis că filmez și acum repede, m-am găsit puțin timp. Pentru că, bă, nu știu, să ies afară, magazine închise, tot închise, na, ce să faci? Așa e de Paște, să ieși puțin afară, dar toate magazinele sunt închise. Bam. Of, greu, greu la vopsit, e greu, aș... Tac, pac. Astea le facem un crem, hai să le facem crem așa. Așa. Și bordul ăsta. E, nu știu, nu l-aș lăsa așa, l-aș face și pe tot așa crem. Și toată mașina să o facem. Nu știu, facem un gri, nu. Facem, apar un mov, ia să vedem cum arată pe mov. Uite aici treia cu roșu. Primul lucru pe care l-am văzut. Așa. Uite și aici am mai găsit niște chestii. Hai că se potrivește cât de cât zic. Haide mă. Așa. Hai că se potrivește. Se potrivește mă băieți. Așa. Pam. Și pam. Ăsta o să lăsăm așa gri, plafonul ăsta îl facem mov. Și asta aici mov. Și asta, și asta, dar că vreau să vorbesc așa mult repede. Ca să nu se aude maica mea, cum vorbește mult, mă enervează chestia asta, mă enervează. Putea să fie roșie, cine e roșie. Și așa, să vedem ce am ratat cu roșu. Uite, asta să le facem cu roșu. Mam. Țac-pac. Asta trebuie tot așa cu roșu. Aici am văzut-o cu roșu, da. Și asta trebuie mov. Tot la fel, mov. Și asta trebuie roșii, aici. Și asta. Le-am văzut, mă, pe toate ce să fac. Asta. Așa, aici. Știu că pot să vopsesc. Hai că am vopsit așa cât de cât. Și alea. Nu. Așa și înapoi jantele negre. Și aici la fel, uite, mov. Vem. Și hai că eu zic că l-am făcut destul de frumos. Aici și mașina.
Și a cât de cât. Da. O băieți, dacă vă puteți să dați de like încă o dată, un follow la Foxlex, Alex Foxlex 1 pe Instagram, ca să fiți la curent cu ce mai fac eu așa din când în când. Ne vedem data viitoare. Ciao, pa, pa.